Vineri, stadionul Minaur din Zlatna a găzduit derbiul campionatului juniorilor C dintre liderul CS Zlatna și ocupanta locului secund, Unirea Alba Iulia. Fără pas greșit în actualul sezon și cu 192 de goluri marcate și doar 4 primite, mașinăria de fotbal condusă de Ionel Danciar și Alexandru Colonioș a făcut spectacol în fața propriilor spectatori și s-a impus cu 4-0, devenind matematic campioană. CS Zlatna a deschis rapid scorul în minutul 6 când Andrei Roșu a profitat de o neînțelegere în defensiva adversă și a punctat în poarta uniriștilor. Chiar dacă s-au mai ratat câteva ocazii, scorul înregistrat în debutul partidei a rămas neschimbat până la pauză. În partea a doua, Andrei Crăciun a reușit să dubleze avantajul echipei sale în minutul 40. Același Andrei Crăciun a reușit dubla în minutul 52 și a dus tabela 3-0. În ultimele minute ale partidei, Vlad Ruț a scăpat singur cu portarul Unirii, pe care l-a învins și a stabilit scorul final de 4-0. Cu 5 etape înainte de finalul campionatului, CS Zlatna are un avans liniștitor în fața urmăritoarelor, iar jucătorii de pe Valea Împoiului sunt primii campioni ai județului în actualul sezon. Atenție, foarte puțin. Acești copii sunt campioni județului Alba în acest moment. Sunt campioni județului. Acești copii. Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Zlatna e!